Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 2 rand în zamții Africa, emitentă Africa de Sud pe perioada Republicii. Monedă de circulație standard între anii 1996-2000, compoziție cupru placat cu nichel, greutate 5,5 grame, diametru 23 de milimetri, grosimea 1,75 de milimetri. Formă rotundă, orientare liniere medalie, sus, sus. Pe avers avem stema Africii de Sud, înscrisă într-un pătrat, cu deviza în scrisul Boșimanț. Numele țării Xhosa, anul monedei, ALS, inițialele gravorului Arthur Chatterland, scrisul Africa de Sud și din unitate putere. Pe verso este un animal kudu și valoarea monedei în litere și cifre. Iarăși în dreapta jos este ALS, gravor Arthur Chatterland. Marginea este atât netedă cât și zimțată. Această monedă este din anul 2000, produsă într-un număr de 19 milioane de bucăți, are o valoare nominală de 2 dolari, se găsește la vânzare cu valori de 4 dolari și 6 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi bună!